Mom. What in the fuck was that? Bă, vă sparge capul că o să mor. Bă, dacă dau așa-mi voi. Bă, vă sparge capul, mă. Salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou videoclip aici la mine pe canal. Fraților, astăzi, după cum ați văzut și din titlu, facem ieftin versus scump. Știu că ați mai văzut videoclipul ăsta la mai mulți YouTuberi și am văzut că e foarte, foarte apreciat. Poate unii dintre voi v-ați plictisit, dar astăzi încercăm să-l facem cât mai Caterinca. Fraților, avem aici o groază de chestii. Nu pot să zic că au costat foarte mult, că nu. Nu am luat foarte multe, fiindcă nu vreau să-mi timp de vlogul ăsta pe 80.000 de 20.000 de ani. Nu uitați să dați și voi un like dacă vă place acest videoclip. Nu uitați să vă abonați și să vă activați clopoțelul la acest canal ca să vă trimite YouTube notificări când facem live. Astea fiind spuse, fraților, să mai dați și un com, că na, asta mi-a venit așa între timp. Hai să începem cu primul lucru, că tot am băut o cafea mai devreme și na, am un gust de asta ciudat în gură. Vreau să încep cu ceva ce ar fi mai lichid. Ce cringeac a fost asta. What the fuck? Dacă tot am băut ceva cafea și așa cu cofeină și cu alea, avem aici două energizante, unul motherfucking Red Bull și unul de ăsta, cum se numește, mă? Crazy Wolf, what the fuck? Ăsta e cu ceva fructe exotice, mango, rodie, pepene, măr, nu știu ce e pe aici, nu-mi dau seama cu ce e. Dă să facem pastea două să vedem care e treaba. Să mirosim un pic, hai să mirosim ea. Crazy Wolf. Bă, vreau să vă zic că asta nu prea mi-a plăcut, adică l-aș prefera Hello ăla, parcă e mai bun. Dar astăzi, dacă e ieftin versus scump, am zis hai să luăm cei mai scump și cei mai ieftin. Am vrut să le duc pe toate în extreme, cel mai ieftin în extremă și cel mai scump în extremă. Avem aici ăsta care e un leu 45, altul mai ieftin n-am găsit, jur că n-am găsit. Ok, ăsta nu prea are gust de energizant, dar... Bă, nu pot să zic că nu-i bun ăsta. Ăsta mă așteptam să bată pe Red Bull-ul, care fost de astea tropicale și mi-e plac. Bă, sincer, dacă aș vrea să beau energizant, da, între ăștia două, deci între ăștia două l-aș alege pe ăsta dacă aș vrea să beau energizant. Dar dacă aș vrea să beau un energizant cu altfel de gust, să fie mai altfel, l-aș alege pe ăsta. Deci nu știu pe care să aleg, frate. Puneți și voi în comentarii pe care ați alege voi dintre astea două, dacă știți gustul la astea două. Cred că m-aș duce înspre ăsta, cred că ăsta scump câștigă de data asta. Perfect, și acum că am băut chestii, hai să începem cu ceva Pringles. Astea au fost 9,79 lei sau ceva de genul. Sau au fost vreo 1,80 lei sau 2 lei, mai mult de 2 lei nu au fost ăsta. Hai să vedem care e mai bun. Deci aici, ia să vedem. Clar, ăsta nu sunt chipsuri. Deci astea, adică sunt chipsuri, dar de cartof. Ok. Mai unul de ăsta, că mi-am dat seama. Băi, parcă m-am săturat de ăstea, frate. Deci toată ziua, aceeași textură mereu, parcă așa lege și pe ăștia, așa că deodată, mai știi? Când ți-a foame, n-ai ce mânca, ai bagă de ăștia că se umflă tine, știi cum, te faci carața. Ha, alerg prin gros deodată asta. Și că l-am ales pe ăla mai bun Red Bull, da, parcă tot ăsta aș bea. Ok, și acum hai să începem cu ceva mai interesant. Avem aici un Activia din ăsta cu multi cereale, îl știe toată lumea pe ăsta. Și stai că am greșit iaurtul, stai așa că am, nu știu ce fel de, și un plus de ăsta de la făcut de special de Kaufland, care e 50 de bani, deci ăsta e 50 de bani, bine, e și mai micut. Și ăsta e vreo 2 lei jumate, ceva de genul, și 50 de bani versus 2 lei jumate. Știți cum se zice? Știi că îți dai seama când nu mai e sărac, atunci când nu o să mai lingi ăsta de la Danone, de la iaurt. Dar e bun, băi, stai să lingi asta. Îmi place să lingi chestii. Cum m-a sunat asta? Am linguriță. Mamă, adu-mi și eu linguriță. Te rog. Trebuie să fim politicoși, da? Thank you so much. Mamă, vrei să încerci cu mine asta? Nu, că sunt. Haide, mă, mamă. Hai, mă, fără mic, tu vreau face. Treci aici. Vino cu acei. Treci aici, nu mă interesează. Haide. Haide. Bă, mamă! Nu prea mama să bage în cadru, bă, ați văzut așa ceva? Cine fuge de cameră? What the fuck? În fine, lăsăm scaunul ăsta aici, stăm pe două, așa. Mamă, am o bucă pe scaun și o bucă pe scaun și lumina asta îmi bate fix în cur, în spate. De aici lasă că stăm așa. Avem aici prima dată iaurtul ăsta la 50 de bani. Arată dubios. Are gust bunicel, dar dacă mă mai deranjez, mă, mamă. Deci nu mai fugi din ăla, veni să faci curat fix acum, să mori dacă... Bă, nu face curat toată săptămâna, trebuie să fiu, sunt nevoit tu. Da. Să fac curat și veni fix acum că filmezi eu un vlog în casă. Deci n-am mai filmat un vlog în casă de 80 de milioane și să... Ia-i să pară. Așa, am uitat dracu și gustul ăstuia, am uitat și gustul ăstea la 50 de bani, ia să vedem. Bă, e diferență uriașă, adică de preț, dar bine și de cantitate. Bun, parcă are gust de parfum de ăla la 1,5 lei, nu știu. Am băut odată de ăla când eram mic, că cu de ăla își dădea bunicul meu. Și dădea bunicul meu, după ce se berberea și am băut o cură de ăla, să văd cum ești, mamă, și am leșinat, deci vă dați seama. Bine, n-am leșinat, dar bă, era aproape. Nu se compară, ăsta scump e mult, mult mai bun, nu se compară cu ăla ieftin. Yeah. Așa,
Deci câștigă ăla scumpiar. Bă, e a treia chestie scumpă care câștigă la rând. Bă, deci pare că dacă e mai scumpă e mai calitativă. Acum să vedem. Bun. Și o chestie interesantă pe care n-am văzut-o la nimeni. Pateu, e nebun. Pateu. Avem aici un Candia Sibiu, curat fără aditivi, fără euri, fără conservanți, fără coloranți, fără arome artificiale din pateu, din ficat de rață. Din pateu de rață. Un pateu din pateu de rață. Ați înțeles o idee așa? Și un pate de porc, așa, de la Proxy, special făcut de Proxy. Deci dacă e făcut de un supermarket anume, să-l vândă în supermarketul lui, gen, înțeles o idee, e, deci nu cred că e mare chestie. Da, știți că ficatul de rață, foie gras, ficatul de gâsc, că e scump și alea, ăsta e mai scump, că din 1922 e asta, de pateuri. Dar cum facem acum, fiți atenți, cum facem acum, că eu nu pot să deschid pasta, trebuie să o tai, să mor. Ha-ha, dar sunt pregătit! Poate-mi tai degetul aici. Ce sunt nevoit să fac eu pentru acest vlog, vă dați? Poate te gheargi pe aici, poate... Aaaa! Ah! Alarmă falsă. Ok, gata că mi-ajunge. A rămas cuțitul pe pateu. A rămas pateu pe cuțit. Aveți pâine aici, feliată. Bine, feliată de mine, că am feliat pe eu, că n-am avut de aia feliată. Asta are efecte secundare, să mor. Mamă, nu mi-a putut niciodată pateu. Adică nu pe aia, nu știu cum fac pateu. Pate, mă, pa... Patei, mă, adică patei, nu pateu, da? Eu zic pateu că e pateu, îmi place mie să-i pateu, da? Acum ăsta, care se deschide așa, mă, te jur, nu e nicio vrăjeală, să mor. Mamă, m-a trecut fiori pe șirea spinării, m-a luat de aici, a coborât până în vârful digitilor de la picioare, jur. Băi, băiatule, bă, știi ce miros are, mă? De ăsta parcă miroase mai bine. Oai de capul meu, zici că ești stricat. Pune repede aici o leacă, să băgăm repede că nu trebuie să... Nu trebuie să... Fără de găină, să mor. Da, bă, parcă e un pic mai bunicel ăsta, dar mie, bă, miroase îngrozitor, să mor. Ia mi-o răsă și voi. Uite cum arată, e nebun. Și căciumă la cutie, la conservă. Bă, le mâncați aia gura ta cum pute. Dă-l de aici să mor eu. Bă, nu mă urla, bă! Bun, și vreau să schimb tot ăsta din gură. Avem aici două sucuri. Da, aproximativ la fel, un Sprite. Ca design, vreau să spun, și un ăsta lemon, nu știu ce. E gen aceeași chestie, tot de la Kaufland, da? Să Kaufland e pe zonă. Am luat de la Kaufland, ce să fac? Dacă pe ăla l-am găsit, să schimbem sucul ieftin. Deschidem sucul cum, da? Am uitat să vă zic, pateul ăsta e ieftin, da? Pateul ăsta e ieftin, gen, miroase mai bine, dar mai prost la gust decât celălalt. A fost 60 de bani, vă spun, 60 de bani. Și ăsta la altul a fost, ăsta așa cu pateu de rață, plain, să le alea, a fost 6,59 lei sau ceva de genul. Deci, o diferență uriașă, tată. Și pute ăla de zici că e, zici că e ceva mort în cutie, dar e mai bun, nu știu cum, are gust mai bun, dar nu știu cum. Și a câștigat ăla, nu știu, cred că-s la egalitate, mă, că dacă ăla miroasă urât și e mai bun, ăla altul e așa, deci la, să zicem că ăștia două la egalitate, da? Bun, hai să bem ăsta lemon ieftin la, cât a fost, mă, ăsta? Un leu, ceva de genul, un leu, 0,99, că nu am bonul. Am bă, zici că e suc de ăla la 3 litri jumate, dădeam eu când eram mic, da, nu se compară, nu se compară, chiar Sprite bate pe ăsta 100%, deci scump chiar câștigă, nu știu cum se face, dar scump câștigă mereu, deci dacă e mai scump, e mai nu? Bun, da, clar e mai bun. Dobor cu țătii. Bun, și hai să mai luăm ceva de haleală, da? Avem aici un corn de ăsta la 70 de bani, ăsta e 70 de bani. Și ăsta e 2,20 lei, dacă nu mă știu ceva pe acolo. 2,20 lei, 2,50 lei pe acolo. Oricum e diferență foarte, foarte mare. La gramaj, cred că e aceeași chestie, nu e mare chestie. 65 de grame, da, 65 de grame. Și ăsta, eu cred că o să bat aici detașat ce vândesc ăsta, n-am ce să, așa. Mamă. Ăla a fost ei băi, da? E, bă, dar de ce e uscat? Nu înțeleg, deci e uscat rău. Bă, vreți să vedeți cum s-a făcut cornul ăsta în gură? Bă, vă spargeți capul că să mor. Bă, dacă dau așa, băi... Bă, vă sparge capul, mă. Haide, capul meu. Nu-mi place niciunul. Zero. Barat. Bă, ăștia nu le alegeți. Nu mai. Terminat cu de-astea. Nu mai luat cornul de-astea. Că ăla se vândesc, merge mâncat. Dar e prea uscat. Nu știu ce are de uscat rău. Nu pot să-l mănânc pe ăla. Jur. Deci nu fac nicio fiță, nimic. E uscat. E uscat în drace. Hai să începem cu înghețată. Că n-am mai mâncat o înghețată de mult. Chiar dacă e rece afară și așa. La mine în casă e cald. Că vedeți că sunt așa în tricou. S-a încălzit atmosfera. Mamă, s-a topit asta. Am scos, s-a topit. E o vafă. Vafa asta e 80 de bani. Mamă, cum e pasta că e plină de... Ai, zici că e vomă. Dar linge voma. I have connect. Vafă. Mi-e place vafa. Vă zic că-mi place. Și acum, mare Magnum Double, care e vreo 8 lei. Ceva de genul 6 lei sau 8 lei, mai știu. 6 sau 8 lei, nu mai țin minte. Oricum, e diferită. Uriașă între ăștia. Între vafă și asta, clar, cred că o să bată asta. Avem aici mare înghețată Magnum. Nu se compară. E cu caramel. Cu privata asupra, bun, bun.
Numai că are prea multă ciocolată și nu-mi place să fie în exces ciocolată. Dar mai calitativă asta, prețul spune. Bun, bate magnum!